Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Și de data aceasta, Turcia, Accet și subsemnatul vă salută. Dar mai întâi, o mică prezentare a celor trei personalități, ca să zicem așa. Turcia, cel mai frumos oraș de pe Dunăre, sau cum spun cei mai invidioși, ultimul mare oraș de pe Dunăre, înainte ca aceasta să se verse în Marea Neagră. Accet, un proiect generos care înseamnă, de fapt, accesibilizarea ofertei de educație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea prin utilizarea resurselor educaționale deschise. În concluzie, Accet și subsemnatul profesor Nicolae Ariton. Toți trei, dar însoțiți de o voce minunată, cea lui Andrei, de fapt o voce electronică, o voce sintetică creată de cei de la Microsoft, vom porni astăzi într-o nouă explorare a istoriei locale, a istoriei dobrogene, a istoriei Tulcei, un episod nou din această minunată istorie locală. Episodul de astăzi se numește Dunărea, gheață la mal. Unul din cele mai spectaculoase peisaje sau elemente din Tulcea și din de-a lungul Dunării este momentul când aceasta îngheață pe timp de iarnă. Nu se întâmplă foarte des, nu se întâmplă în fiecare an. Mai bine spus, undeva la câțiva ani se petrece un asemenea fenomen, dar este de o spectaculozitate deosebită și de un interes suprem pentru cei care locuiesc pe ambele maluri ale Dunării. De-a lungul timpului, acest spectacol a fost mai mult decât interesant. Dacă acum câteva mii de ani, mai bine spus acum 3.000, 2.000 de ani înaintea erei noastre, înghețarea Dunării era un motiv de bucurie pentru unele popoare și de supărare pentru altele. Și aici facem o paranteză spunând că înghețarea Dunării le permitea popoarelor migratoare să traverseze Dunărea și să atace popoarele aflate în sudul acesteia. În ziua de astăzi, acest spectacol s-a diminuat, el are interesul lui imagistic, ca să zicem așa, deoarece o adevărată armată de reporteri și profesioniști și amatori fotografiază și filmează acest spectacol inedit. Din nefericire, atunci când Dunărea îngheață în zilele noastre, aceasta nu rămâne decât pentru o scurtă perioadă de timp în starea aceasta de agregare, deoarece aproape imediat
o hoardă de spărgătoare de gheață, mai mari sau mai mici, se repet pentru a distruge oglinda de gheață și pentru a permite navelor să circule pe Dunăre, la vale sau la deal. Deci, cum spuneam, spectacolul Dunării Înghețate este unic, cu toate că acesta nu se întâmplă în fiecare an. Ultima înghețare a fluviului a avut loc în 2006 și nu a fost un spectacol total, așa cum se întâmpla cu mai mulți ani în urmă, pentru că aproape imediat spărgătoarele de gheață și-au făcut apariția și au decupat, efectiv, întreaga oglindă de gheață a Dunării. Această operațiune este discutabilă, deoarece dacă gheața este de grosimi mari, nu se întâmplă nimic altceva decât după trecerea spărgătoarelor de gheață, decât apariția unor cuburi imense, unor calupuri mari de gheață, printre care aproape nicio navă nu poate să circule decât cele de foarte mare tonaj. Toate celelalte rămân să aștepte ca aceste stoluri de gheață să se scurgă spre avalul Dunării, spre Marea Neagră, pentru a elibera cursul Dunării și a o reface sau redeveni navigabil. Aici este un mic episod din perioada în care singurul spărgător de gheață operabil pe Dunăre românesc era celebrul Voinicu, care inițial nu fusese proiectat pentru a deveni spărgător de gheață, dar fusese adaptat, ca să zicem așa, condițiilor de gheață pe Dunăre. În momentul în care Dunărea începea să înghețe, acesta își făcea apariția în uralele de bucurie ale tulcenilor, care vedeau în acest personaj navigabil un adevărat zmeu al apelor care se luptă cu gheața. Bineînțeles că atunci când frigul era năpraznic și dura o perioadă mai lungă de timp, voinicul nu mai putea să facă față stratului gros de gheață și se apela de obicei la serviciile unui adevărat spărgător de gheață care venea din Uniunea Sovietică și care trecea ca prin brânză, prin gheața dunăreană.
O mică statistică privind înghețarea Dunării de-a lungul timpului, folosind o hartă care a fost publicată de Comisia Europeană a Dunării. Această hartă a modului cum îngheța Dunărea în perioada respectivă este foarte interesantă, deoarece să nu uităm că în momentul în care Dunărea îngheța, acum 100-150 de ani, acum 200 de ani, asta însemna în mod obligatoriu blocarea circulației pe Dunăre și orice legătură a orașului nostru cu restul țării, chiar cu Constanța, cu Galațiu, cu Brăila, nu mai spunem de București sau de alte mari orașe, era aproape complet blocat, pentru că legătura Tulcei cu celelalte orașe se făcea în principal pe Dunăre până la Galați, iar de la Galați se folosea fie trenul, începând cu anul 1870, fie prin alte mijloace de transport. Să nu uităm că Tulcea a fost conectată la rețeaua de cale ferată abia în anul 1940. Închipuiți-vă orașul Tulcea pe timp de iarnă, o iarnă grea, în care Dunărea îngheța undeva prin luna decembrie și începea să se dezghețe undeva prin luna martie. Însemnau 2-3 luni în care efectiv orașul era complet izolat și extrem de dificil pentru a ajunge într-o localitate apropiată. Cam atât despre episodul de astăzi, o emisiune în care am reîncercat să aducem pe portativ, ca să zicem așa, istoria veche a Tulcii cu acest aspect inedit al înghețării Dunării, un aspect care se păstrează și în zilele noastre, care nu mai are impactul de știu eu, acum 100 sau 150 de ani, dar este la fel de spectaculos și asigură o imagine deosebită, chiar exotică, a orașului pe timp de iarnă. Nu ne rămâne decât să așteptăm sosirea primului îngheț al Dunării pentru a veni și noi cu imagini și detalii privind comportamentul tulcenilor vis-a-vis de gheața din zilele noastre. Până atunci, la revedere și să ne întâlnim sănătoși cu următoarea emisiune.